Vă invit să vă ridicați în picioare. O să citesc un pasaj din capitolul 22 al Evangheliei după Luca. Aș vrea să vorbesc despre suferințele Domnului și despre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului în contextul acestei suferințe, care nu a fost un eveniment, ci un proces. De aceea o să citesc doar câteva cuvinte, deși ar trebui să începem de la versetul 7 și să citim până la sfârșitul capitolului, pentru că felul în care Domnul a procedat când s-a împărtășit atunci cu ucenicii și suferința prin care a trecut este prezentată în întreg capitolul. Deci, Luca 22:7. Ziua praznicului, a zimilor în care trebuiau jertfite Paștele, a venit și Iisus a primit pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar. A mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum e rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați. Aș vrea să surprind din pasajul acesta și din contextul întreg al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului, suferința Mântuitorului în contextul cinei Domnului. Azi comemorăm patima Mântuitorului și pomenim suferința Lui pentru mântuirea oamenilor. De obicei, oamenii rămân singuri când trec prin suferință și lucrul acesta s-a întâmplat și cu Domnul Iisus. Aduceți-vă aminte că Iuda l-a trădat, Petru s-a lepădat de el, ucenicii s-au ascuns. În general, când oamenii suferă, rămân singuri. Când sunt sănătoși, se identifică cu noi în toate activitățile cotidiene. Sunt printre noi și noi printre ei. Însă singurătatea îi izolează. Și pentru că noi nu suntem ca ei bolnavi, noi ne continuăm viața și uităm de ei. Nu stă frumos să recunoaștem, dar mă gândesc că cineva spunea că după ce e adevărat să mai și recunoaștem, da, după ce este adevărat să mai și recunoaștem, pentru că lucrul acesta ne trezește să ne schimbăm obiceiul. Când oamenii sunt în suferință, îi uităm. Îi mai pomenim aici, pomenindu-le numele, rostindu-le numele ca să ne rugăm. Dar opriți-vă pentru 30 de secunde și gândiți-vă câți oameni sunt acum acasă și sunt bolnavi și nu pot veni aici. În ce măsură ne aducem aminte de ei? Așa s-a întâmplat cu Domnul Iisus. A fost singur în suferința Lui. Care este motivul pentru care Domnul Iisus a suferit? Motivele sunt multe și probabil că pe toate nu le știe nimeni. Însă motivul principal și de natură biblică, teologică, este că Domnul a suferit pentru păcatele noastre. Isaia 53 este o pledoarie despre suferința Domnului Iisus și versetul 5, pur și simplu, în mod literal, vorbește despre faptul că El a suferit pentru păcatele noastre. El a fost străpuns pentru fără de legile noastre. De asemenea, pasajul pe care l-am citit din Luca, dar versetele 19, 20 și mai departe, comentează suferința Mântuitorului pentru și în locul nostru.
Când iudeii încercau să-l prindă pe Mântuitorul, Biblia spune că nimeni nu a putut să pună mâna pe el. Știți cum argumentează Biblia de ce nimeni nu a putut să pună mâna pe el? Pentru că nu-i sosise ceasul. Hristos a avut un ceas al suferinței, așa cum avem fiecare dintre noi. Am stat de vorbă cu cineva care trece prin suferință și îmi spunea așa: mă gândesc cum eram și mă uit cum sunt acum. Lucrul acesta îl spune Carmen de o grămadă de ori, o aud spunând lucrul ăsta, lucrul acesta îl spune alte persoane bolnave, pentru că se compară cu compară neputința, durerile, incapacitățile de acum cu o perioadă de o jumătate de an, un an sau cinci în urmă, când erau sănătoși și nu depindeau de nimeni. Ei înșiși puteau să-și poarte de grijă. Însă în viață vine un ceas când trecem prin necaz. Frați dragi, știu că nu o să vă pot spune suficient de clar și dumneavoastră nici măcar cât spun eu nu o să puteți lua. Ar trebui să folosim fiecare clipă în care suntem sănătoși, să ne bucurăm de viață și să-L servim pe Dumnezeu. Pentru că în viitorul apropiat sau îndepărtat vor veni clipe în care vom avea nevoie de ajutor, poate de un băț, de o persoană, sau poate că nici cu ajutorul lor nu ne vom mai putea ridica. Suferința este parte din viața noastră. La unii este mai timpurie, la alții mai târzie. La unii este mai profundă, la alții este mai ușoară. Dar suferința face parte din viață. Observați că există un ceas al suferinței. Să nu mai întrebați de ce. Când veți întreba de ce, luați răspunsul ăsta: a venit ceasul. Scurt. Bunica spunea scurt pe doi. Nu știu cum vine scurt pe doi, dar așa spunea ea. Oameni dragi, când vine ceasul, trecem prin suferință. Întrebarea: dar de ce eu? Pentru că ți-a venit ceasul. Există un ceas. Așa s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Însă, important este că în Ioan, Domnul Iisus spune în capitolul 17, a sosit ceasul. Iudeii n-au pus mâna pe el pentru că încă nu-i sosise ceasul, dar la un moment dat au pus mâna pe el pentru că i-a sosit ceasul. Pentru că astăzi încă nu ne-a sosit ceasul, suntem mari și tari. Nu, suntem doar sănătoși. Nu-i bine să credem că suntem mari și tari, mai ales eu. Dar nici cei care sunt așa mai mari și mai înalți n-ar trebui să creadă asta. Trebuie să credem doar că suntem sănătoși, nu mari și tari. A fi sănătoși e un har, a fi mare și tare e puțină mândrie. Noi nu suntem mari și tari niciodată. O singură secundă face diferența între viu și mort, sau viu și accidentat, sau viu și o experiență foarte dramatică, un accident vascular, un heart attack sau orice altceva. Uitați-vă, vă rog, în Scriptură că Mântuitorul trece prin foarte multă suferință și nu toată suferința prin care a trecut El a fost ca să ne mântuiască pe noi. Domnul Iisus Hristos a suferit la cruce când a mers să moară pentru noi, dar El a suferit mult dincolo de aspectul fizic, a suferit sufletește foarte mult. Aduceți-vă aminte că la un moment dat a plâns. De ce plâng oamenii? De durere. În general, bărbații plâng numai de durere. Femeile plâng și de bucurie. Dar Domnul Iisus Hristos, când cobora dealul, El a plâns. A plâns și explică de ce în afirmația pe care a făcut-o: Ierusalime, Ierusalime, nici acum nu înțelegi ce de sute de ani profeții în fiecare generație au reafirmat. Și pentru că nici acum nu înțelegi, a devenit prea târziu. Și începe să rostească consecințele neascultării și Mântuitorul plânge. Nu vi se pare puțin paradoxal că în loc să-i scape, îi lasă să treacă prin necaz, dar în același timp plânge pentru ei? De ce i-a lăsat să treacă prin necaz și să fie cuceriți de armata lui Vespasian? Nu era mai bine să-i scape? Nu, că sute de ani i-a scăpat și nu le-a folosit la nimic. Aveau nevoie de o lecție care să-i înțepe, să-i usture, să-i doară și să-i trezească. Când ceasul sună, are multe motive și nimeni nu le știe pe toate. Însă aș vrea să
spun două, trei, maxim patru feluri de suferință pe care le întâlnim în viața Domnului Iisus Hristos. Prima suferință pe care o întâlnim în viața Domnului Iisus și în viețile noastre este o suferință naturală. Asta înseamnă că suferința este universală, nimeni nu scapă de ea. Mai devreme sau mai târziu, fiecare om se va accidenta la o mână, la un picior, fiecare om va avea o parte din corp unde va avea o problemă, un handicap sau undeva va... Oamenii trec prin suferință și nu e vorba doar de suferința fizică. Suferința este universală. Este aproape copilărește să întrebăm de ce. Și când întrebăm de ce, asta demască o grămadă de lipsuri biblice ale înțelegerii voiei lui Dumnezeu din mintea noastră. Cum întrebăm noi de ce când mai mult de jumătate dintre oamenii de pe planeta Pământ sunt bolnavi? Asta înseamnă vreo 3-4 miliarde. Adică 3-4 miliarde sunt bolnave și noi întrebăm de ce. Pentru că boala este naturală, este normală. Cum e normal să fii sănătos, la fel de normal e și să fii bolnav. E un har și una și alta. Biblia vorbește despre universalitatea suferinței. Deși suferința este într-un fel sau în altul, nu e asemănătoare la toți oamenii, dar Mântuitorul a suferit. A suferit nedreptate, acuzații, batjocuri, bătăi și în final moartea. Ar fi putut el să întrebe de ce? El nu a întrebat de ce, fiindcă a spus înainte să îi se întâmple lucrul acesta, eu pentru asta am venit. El și-a înțeles menirea. El nu s-a identificat cu viața umană, ci cu viața divină. Viața umană a folosit-o doar ca să moară pentru noi, că nu putea să moară ca Dumnezeu, trebuia să moară ca om. De aceea s-a îmbrăcat în om. De aceea a avut un corp uman ca să poată muri, că Dumnezeu nu poate muri. A intrat într-un corp compatibil cu lovirea, cu violența, cu nedreptatea, cu moartea în final. Toți oamenii suferă, unii suferă fizic, alții emoțional, alții spiritual, cognitiv, intelectual, familial. Sunt o grămadă de moduri de a suferi în viață. Mântuitorul a fost trist când Petru s-a lepădat. Mântuitorul a experimentat durerea atunci când și-a dat seama ce are de gând Iuda să facă. El a avut parte de o condamnare populară în loc să-l judece niște judecători. Pe el l-au judecat trecătorii. Mulțimea de oameni adunați acolo, instigați de mari preoți, pur și simplu l-au judecat. Conducătorul vremii a încercat să-l scape văzându-l nevinovat și a spus, vă pun în față doi oameni. Și opus l-a așezat pe un om foarte, foarte rău, Baraba. Pe care dintre ei doi? E ca și cum noi spunem despre un om din adunare și spunem pe cel mai mare criminal din lume. Evident că pe omul din adunare, chiar dacă nu-i foarte pocăit, dar e om de treabă. Nu l-am comparat cu omul ăla rău. Ei bine, ciudat este că oamenii aceia au spus pe Baraba, în ochii lor, pictat de preoții cei mai de seamă, Hristos era mai rău decât Baraba. Observați cât de rău, câtă influență are răul. Oamenii aceștia care aveau poziții de autoritate a influențat mediul social, i-a influențat pe oameni. În general, oamenii nu-și fac timp să gândească cu privire la fiecare detaliu. Întotdeauna ei au nevoie de factori de opinie. În orice comunitate umană există factori de opinie. 1, 2, 3, 4, care sunt mai ageri de minte, foarte buni de gură, ei le știu pe toate și ei creează. Așa da, așa nu, așa da, așa nu. Și cea mai mare parte din mulțime îi urmează pe ei, indiferent că e bine sau rău. Așa s-au obișnuit. Dom'le, ăla știe, ăla e informat. Uitați cât de informați au fost conducătorii evreilor. Au fost informați ca să îl picteze pe Hristos mai rău decât Baraba. Și oamenii i-au crezut. De ce? Pentru că s-au obișnuit să creadă în oamenii de acolo. Deși îi vedeau că sunt ipocriți, îi vedeau că se roagă în public, dar nu în particular, doar ca să-și consolideze reputația, dar ei n-au putut să vadă lucrurile astea pentru că erau ocupați. Luau informația, o puneau în mintea lor ca pe o memorie, o schimb dintr-un computer în altul și pur și simplu au ajuns la au dat o lege. Ei, populația din piață, au condamnat pe Hristos, nu un judecător. Asta era împotriva dreptului roman. Dar pe cine a mai interesat? Hristos a murit. Hristos a suferit în contextul cinei Domnului.
Înainte să fie prins de trimișii preoților, el s-a rugat spunând: Tată, a sosit ceasul. Și atunci n-a mai încercat să scape. Vă mai aduceți aminte că pe sprânceana muntelui a ieșit dintre ei și a plecat. Dar aici n-a mai ieșit dintre ei. El a știut că i-a sosit ceasul. Oameni buni, trebuie să știm când ne sosește ceasul. Când vine bătrânețea, la ce te mai poți aștepta? Când vine boala, toate lucrurile astea au un mesaj. Ei, pentru Domnul a avut mesaj știind că a sosit ceasul. N-a mai încercat să plece, n-a mai încercat să scape, a știut că trebuie să rămână. Ba da, a mai făcut o rugăciune. Tată, dacă se poate, vreau să scap. Dar dacă nu se poate, facă-se voia ta. Și nu s-a mai putut. Și pur și simplu și-a luat crucea în spate. La un moment dat a fost nevoie ca Simon din Cirena, care se întorcea și ăsta obosit de la câmp, să ia lemnul ăla din spate și să-l ducă până la capăt, pentru că Hristos era istovit, adică epuizat, și n-a mai putut să-și ducă crucea până la final. Dar a știut că i-a venit ceasul și a intrat în rolul ăsta care era rolul pentru care venise, rolul de mântuitor, și a suferit până la capăt. Nu s-a plâns, nu s-a jelit, ci pur și simplu cu demnitatea unui mântuitor, sau mai bine cu demnitatea mântuitorului, dacă spunem a unuia, înseamnă că mai sunt și alții, dar e unic. Așa mai spunem noi că o veșnicie vom fi fericiți în cer. Fraților, nu sunt mai multe veșnicie, numai una. Trebuie să fie articulat. Că dacă spunem o veșnicie, înseamnă că sunt mai multe. Una va fi bine și celelalte vor fi rău. Nu, există veșnicie în cer, nu o veșnicie sau două sau nouă. Lucrul acesta ne învață experiența suferinței Mântuitorului în contextul cinei Domnului, că suferința este universală. Sună așa de sumbru să vă spun: pregătiți-vă pentru suferință, pentru că ea va veni. Dacă ne prinde nepregătiți, vom fi frustrați, ne vom pierde calitatea vieții, vom întreba pe toată lumea de ce, vom suna la proroci, pentru că nu vom avea puterea să acceptăm că a venit și ceasul nostru. Pare așa de dură predica asta, dar ce mă tem eu este că e adevărată. Noi putem predica orice, dar ar trebui să predicăm adevărul, cel din Scriptură și care se identifică cu experiența noastră. Când ne vine rândul, trebuie să facem cum a făcut Domnul. Să avem demnitate, să folosim anii în care am fost credincioși și sănătoși și acum maturitatea pe care am acumulat-o în anii de când îl cunoaștem pe Domnul să ne ajute să ne ducem crucea cu demnitate. Că există situația, mărturia noastră și în fața bisericii și în fața lumii să se strice când ne vor vedea cum ne comportăm în suferință. Știm să ne comportăm în bucurie, în propășire, în succes, dar nu știm cum să ne comportăm în suferință. Asta este una dintre marile drame ale unui om care a trăit zeci de ani și n-a învățat să se comporte în suferință. Suferința e grea, nimeni nu știe să se comporte bine, dar măcar onorabil, dacă nu bine. Apoi, Scriptura ne vorbește despre o suferință care are caracter pedagogic, adică ea vine cu scopul să ne atragă atenția și să ne corecteze. Vă mai aduceți aminte că Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 11, contextul cinei Domnului, versetele 30-31, despre cele trei judecăți. Dacă te judeci singur, nu mai ești judecat. Asta înseamnă mărturisirea păcatelor în mod personal. Alegi să-ți mărturisești păcatul. Atunci păcatul ăla e iertat. Nu trebuie să simți că ești iertat. Trebuie să crezi că noi nu suntem simțitori. Noi suntem credincioși. Noi nu mergem pe simțiri. Că dacă mergem pe simțiri, să știți că nu mai ajungem la capăt niciodată. Tot așa vom merge în cerc, ca poporul prin pustie. 40 de ani ne învârtim ca linghișpirul. Trebuie să mergem prin credință. Ne-am rugat, ne-am mărturisit păcatele, este cauză și efect. Domnul ne primește pocăința, ne ascultă și ne iartă. Nu trebuie să simțim nimic. Simțirea s-ar putea să vină peste o săptămână, două. Dar prin credință noi vom ști că Dumnezeu se ține de cuvânt, că ne-a promis: dacă voi vă mărturisiți păcatele, eu sunt credincios și drept. Dumnezeu rămâne credincios și drept, sfințească-se numele Domnului, ca să ne ierte păcatele mărturisite. Ei bine, în 1 Petru, capitolul 3, Biblia spune: dacă sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări,
căci este mai bine, dacă asta este voia lui Dumnezeu, să suferiți, dar pentru că ați făcut binele, nu pentru că ați făcut răul, că aia nu mai e o suferință pentru slava lui Dumnezeu. Observați, Pavel este un alt exemplu. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu îi spune, te rogi să te vindec de acest handicap. Nu știm sigur care e. Cei mai mulți teologi cred că îi se trage de la orbirea, de pe drumul Damascului. Mai sunt alte argumente, că scrie o epistolă, dar la sfârșit spune, semnătura e cu mâna mea. Dar de ce nu toată scrisoarea a scris-o el? La sfârșit, nu, ăsta e scopul predicii mele. Și Domnul îi răspunde, nu te vindec, pentru că în mod intenționat vreau să ai această suferință, ca nu cumva să te îngânfi. De ce? De măreția experiențelor spirituale pe care Dumnezeu ți le dă. Uneori suferința are caracter pedagogic, adică Dumnezeu, exact cum spune 1 Corinteni capitolul 11, la care făceam referire mai devreme, dar când sunteți pedepsiți, când suferiți, sunteți pedepsiți de Domnul. Sunt situații când Dumnezeu, în mod intenționat, cu voia directoare, nu permisivă, Dumnezeu alege să ne pedepsească, exact cum un părinte alege să îl corecteze pe copil în perspectiva unui viitor bun, de succes. Ei, tot la fel, suferința poate să fie nu doar universală, adică naturală, obișnuită, ci să fie pur și simplu intenționată de Dumnezeu pentru ca să ne oprească dintr-un stil de viață păcătos, atrăgându-ne atenția. E foarte greu să știm când e una, când e alta. De aceea ar fi bine ce nu știm, să nu știm. Vă mai aduceți aminte ce spune Domnul în Deuteronom? Lucrurile descoperite sunt ale noastre, cele ascunse sunt ale Lui. Toată ziua vrem să avem acces la lucrurile ascunse. Fraților, nu vom avea. Ne pierdem vremea degeaba. Lucrurile ascunse nu sunt ale noastre. Niciodată nu le vom ști, decât în momentul în care Dumnezeu le trece din cutia ascunse în cutia descoperite. Până atunci nu le vom ști. Noi avem o mare predispoziție să știm viitorul. Mare. Nu-i neapărat rău, dar dacă e dominantă, este cât se poate de rău. Încă un fel de suferință pe care l-a experimentat Domnul, deși sună ciudat ce urmează să spun, este suferința asumată. Suferința asumată este suferința pe care o meriți. Suferința pe care o meriți. În generația când eu am fost părinte, copiii erau bătuți cu nuiaua, cureaua sau alte instrumente binefăcătoare. Acum instrumentele astea binefăcătoare sunt interzise prin lege. Poliția te pedepsește, de fapt nu te pedepsește, doar te arestează, te pedepsesc alții. Nu mai ai voie să folosești instrumente binefăcătoare. Și ceea ce vreau, imaginați-vă că n-am intenția acum să pledez pentru martirajul copiilor, nu asta vreau să spun. Nici nu spun dacă e bine sau rău, că dumneavoastră știți cum este. Am vrut să spun altceva. Am vrut să spun că oamenii care merită sunt pedepsiți. Treci pe roșu, ești pedepsit. Treci pe linie continuă, ești pedepsit. Depășești viteza legală admisă, ești pedepsit. Omori pe cineva, faci un rău cuiva, ești pedepsit. Asta este suferința pe care o meriți. Este suferința pe care ți-o asumi prin ceea ce faci. Bine, care vrea să plătească, cine plătește cu bucurie amenda că a trecut pe roșu? Unii se mai și supără. Bă, omule, dar de ce te superi dacă ai trecut pe roșu? Hai să fii serioși. Nu știai că pe roșu când treci urmează o amendă? Cum, vrei și pe roșu și cu bani în buzunar? Asta este o suferință pe care o meriți, o suferință asumată. Mai citim fiecare dintre noi un news că domnul Lavrov spune că Ucraina bine face ce îi se întâmplă, că a meritat. Ultima formă de suferință este suferința care te protejează. Am să-l dau din nou exemplu pe Pavel. De ce Domnul a îngăduit suferința în viața lui? Pentru ca să-i protejeze integritatea și smerenia. I-a spus, dacă eu îți iau această suferință, datorită excelenței spirituale, datorită darurilor spirituale, autorității pe care tu ai primit-o, tu te vei îngânfa, pentru că ești om și omul e vulnerabil la succes. Să vă spun că e mai bine să fii sărac decât bogat, aveți impresia că m-am rătăcit și nu-i mare lucru. Să vă spun că e mai bine bolnav decât sănătos, să vă spun că e mai bine smerit decât mândru, eu vorbesc acum din punct de vedere doar spiritual, ce stare îi face bine omului.
Ei bine, Domnul i-a spus lui Pavel, dacă ești bolnav, mă asigur că nu o să te mândrești, dar dacă ți-au boala, tu o să te mândrești. Asta i-a spus Domnul lui Pavel. Asta este o suferință protectivă. Asta te ajută să te smerești. De câte ori nu ni se întâmplă nouă... Vă aduceți aminte când primim o amendă de la poliție pentru ceva în legătură cu condusul mașinii? Vreo 2-3 luni suntem foarte cuminți. Stopul e stop. Aproape că stai mai mult decât trebuie la stop. Mă refer la sign, nu la semafor. Dar după aceea ți se din minte și după vreo 2-3 luni iar ieși la loc larg și iar îl faci așa cu viteza a treia. Și are nevoie să apară ăla cu cascheta și să-ți aducă aminte. Asta e suferința protectivă. Suferința ne protejează pentru că ne ajută să ne smerim în absența smeririi personale. Oamenii lui Dumnezeu, ceea ce am vrut să spun în predica aceasta din Joia Mare este următorul lucru. Suferința vine în viața noastră de multe ori. Felul în care o gestionăm ne ajută sau ne încurcă? E suficientă suferința. Dacă o mai și gestionăm greșit, suferim de două ori. De aceea ar fi bine să înțelegem scopul suferinței, pentru că atunci când înțelegi scopul suferinței, suferința nu te mai deranjează. Când lui Pavel i s-a explicat de ce suferă, el a fost ok. De aceea oamenii întreabă de ce, că vor să știe. Ei mai mult vor să știe de ce decât vor să fie sănătoși. Pentru că ceea ce îi deranjează pe om este că nu înțelege motivul suferinței. Este generală? Este protectoare? Este asumată? De care este? Vreau să știu, ca măcar să știu ce fac. Domnul Iisus Hristos a suferit. El a fost Fiul lui Dumnezeu. A trăit o viață scurtă și a avut parte de multă suferință. Și noi vom trece prin suferință, poate în familie, poate în trup, poate în relații, poate pierzând pe cineva drag, poate rămânând singur sau în multe alte forme. Aș vrea numai să vă spun în încheiere că Mântuitorul a trecut prin toată suferința aceasta, iar la sfârșit, conștient că s-a terminat și a terminat bine ceea ce a terminat, a spus misiune îndeplinită. Anii trec, 59 în cazul meu. Cât o mai fi, nu știm, dar oricum, după 59, nu mai poate să fie mai mult de 59. În ce fel ne pregătim pentru ce urmează? În ce măsură ne creștem credința? În ce măsură ne apropiem de Dumnezeu? În ce măsură ne consolidăm credința noastră? În ce măsură ne pregătim ca să facem față la vremurile care vor urma? Poate singurătate, poate lipsuri, poate... Cine știe ce situații grele vom prinde noi sau copiii sau nepoții noștri, dacă vom mai fi timp până atunci. Aș vrea să ne oprim, să stăm în fața Domnului și să-L rugăm pe Dumnezeu, Doamne, cum m-ai învățat să trăiesc, învață-mă, indiferent de împrejurările prin care trec, să mă încred în Tine și să știu că ori Tu ai inițiat un lucru, ori L-ai acceptat. Ori e voia Ta directoare, adică Tu ai inițiat asta, ori e voia Ta permisivă, Tu ai îngăduit lucrul acesta. Și să ne încredem în Domnul, pentru că El are un ceas al vindecării și al îmbolnăvirii. El are un ceas al nașterii și are un ceas al morții. Indiferent de ce se întâmplă, noi trebuie să depindem de El, că noi suntem tentați să trăim o viață unde ne merge doar bine, dar experiența ne contrazice. Să nu ne lipim de aici, ci să ne lipim de acolo. Să nu trăim pentru aici, deși ne bucurăm de orice oportunitate, dar să ne pregătim pentru acolo, că aici e o clipă, acolo este eternitatea. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm, să stăm în fața Domnului, să ne pregătim inima pentru împărtășirea cu trupul și sângele Domnului și să ne aducem aminte de suferința Mântuitorului Iisus care a fost în locul nostru. Binecuvântat să fie Dumnezeu!